Doar în luna septembrie, la aproximativ un sfert din cele peste 100 de firme controlate, o parte dintre muncitori lucrau fără contract de muncă. Asta pe lângă sutele de nereguli legate de securitatea muncii cu care inspectorii teme s-au obișnuit de mult. 217 angajatori, fiind sancționați 20 de angajatori. Au fost aplicate 24 sancțiuni contravenționale, au fost depistate 63 de persoane desfășurând muncă nedeclarată, fiind aplicate sancțiuni în valoare de 120.000 de lei în acest sens. În total au fost aplicate amenzi în valoare de peste 130.000 de lei luna trecută. Potrivit reprezentanților instituției, suma este mai mare decât în lunile precedente. Și asta pentru că de la începutul lunii august, angajatorii nu mai riscă dosar penal dacă au 5 sau mai mulți oameni fără forme legale. În schimb, riscă o amendă de 20.000 de lei pentru fiecare loc de muncă la negru depistat. Primirea la muncă a persoanelor, a mai mult de 5 persoane fără contracte individuale de muncă, a fost scoasă din codul muncii, fiecare persoană depistată la muncă fiind sancționată. Nu, era numai dosar penal, nu se mai aplica amendă. Teoretic, schimbarea legii ar însemna mai mulți bani la bugetul municipiului. În practică însă, potrivit reprezentanților ANAF, acești bani se încasează foarte greu, pentru că mai toți antreprenorii aleg să conteste amenzile, iar executările se prelungesc cu ani de zile.